Eu am lucrat două zile la spotul publicitar la Chronograph, dar există și organizatorul principal, Virgiliu Margineanu, care lucrează deja 13 ani. Acest festival merită atenție pentru că ne permite să spunem că există flacără totuși de cinematografie în Republica Moldova. Dumnezeu, dar crezi că în toată lumea e un singur Tom Alistar, da? Da. Păi, Saș, tu l-ai văzut măcar vreodată? Nu sunt în niciun fel o descoperire prea mare. Sigur, eu cel puțin sper că cele mai mari descoperiri în sine eu o să fac încă în viitor. Profesia actorului nu este atât de departe de la profesia interpretului și de asta probabil că mi se dă un pic mai ușor. Два здоровых спецназовца против беззащитного. А ты думаешь, это нечестно? Нет. Я думаю, у вас кишка тонка. Actorie e un lucru foarte interesant care te face să vrei să mai participi la filmare. Spectatorul nostru e destul de sceptic referitor la, adică cum în Moldova și putem face filme. Noi cel puțin încercăm să facem ceva. Sigur, nu poate fi comparat, de exemplu, cu un film marca Hollywood. Eram și eu un sceptic, dar bine. Nu poți să deodată să cânti slavioară. Noi mișcăm lucrurile din loc și uite, am avut succes și inclusiv și în film Hunter și în spotul de promovare Chronograph. Добрый день. Добрый. А Коля что, уволили? Нет, он заболел. Шеф у себя? А как же, только к нему нельзя сейчас. А что у тебя за акцент? Totuși, produsul Republicii Moldova, în general, este foarte mic, unul foarte mic. Noi puțin producem și la nivel național și mai ales la nivel internațional. Orice produs, muzical, produs de film și așa mai departe, trebuie să producem mai mult și mai calitativ. Ты в лесу пистолет свой забыл.